Bună dimineața! S-a trezit dulceața și s-a pornit în oraș, mai am nevoie de câte ceva, anume pentru decorul la casă și, plus la toate, soțul mi-a dat o idee de challenge care o să facem astăzi și eu tare sper că vă o să vă facă. Așteptați! Și am plecat. Chestia asta cel mai tare îmi place. La noi s-a încălzit afară. Super, perfect. Perfect. La noi a început să ningă, ura, ura, ura. Deci m-am dat hotărât să termin tot. Până la urmă, puțin de zăpadă, eu mi-am luat o cafeluță de la Starbucks și asta e bună, asta e 10 ori mai bună decât cea care am ales noi e sâmbătă, da? Sâmbătă. Da, s-a fost sâmbătă. Și iubirii, data viitoare, pe asta luăm. Da, nici așa de frumos, nici. Deci, am venit la H&M și mi-am găsit o pereche de lasim, de ce am nevoie de o pereche negre și așa îmi plac. Dar vreau să încerc și câteva din sfiteraș, așa, mai grăsuțe. Să văd care se placă, acum și încercăm. Deci, primul îmi place foarte mult. Îl iau, nu discută. Îmi place. Deci, a treia variantă. Asta îi zic nu, deoarece toată viața mi-a plăcut hainele cu guler, să zic așa. Am impresia că mănânc în ele, am impresia că nu-mi permit să respir, pur și simplu. Și nu. La această variantă zic. Deci eu încă în magazin. Mai am de trecut pe la Dekman, vreau să trec, și pe la Jisc. Am nevoie de câteva elemente decorative pentru bucătărie și cred că la ei o să găsesc. Dar mai întâi o să trec la Dekman. Deci, eu am ajuns acasă și am cumpărat multe chestii din mărântaie care nu am avut. Acum și o să le așez pe toate la locul lor. Aici mi-am cumpărat lumânări mari, să-mi ajungă așa pe mult timp. Deoarece eu ador lumânările în casă. Ele oferă o atmosferă superbă. Ștativul trebuie să-l scot de aici, că am filmat ceva pentru Instagram. Să dau jos, pentru să nu dau altceva jos. Așa. Și spun tot la locul lor. Mi-am cumpărat și așa ceva, o castrulică. Castrulică, nu se întâlnește. Mai corect, așa, chestii. Un ăsta mai mare, pentru că ăsta eu întâmplător l-am ars puțin. Și mai multe chestii. Cam așa. Deci, eu n-am mai ieșit pe live, că am intrat în n-am mai filmat nimic, că am intrat într-un live pe TikTok și mănânc înghețată. Mă uit la cuhnea, telefonul vechea soțului și vreau să ne ducem la meniță. Ne vă spunem noapte bună, vă mulțumim că ați fost cu noi în această zi și ne vedem mâine. Paca, paca! Pa-sa! Hai zic păca, hai cum te arăt. Păca, păca! Da, și nu uitați să ne dați follow la pagina noastră de YouTube ca să nu pierdeți videorile noastre și de asemenea să puneți like la vlogurile noastre dacă vă plac. Deci, dragii mei, eu m-am pregătit să mă duc până la magazin. Am nevoie de un singur ingredient pentru rețeta mea, deoarece în sfârșit am ales ce o să gătesc la challenge. Challenge-ul constă în faptul că eu și soțul o să gătim dintr-un anumit tip de carne sau dintr-un anumit produs, dar rețete diferite. Eu o să aleg rețeta mea, el o să aleg rețeta lui și să vedem cine câștigă. Așa că noi azi, pentru prima dată, filmăm acest challenge și eu nu vreau să pierd. Nu vreau să pierd, eu vreau să câștig. Așa că merg până la magazin și, da, chiar aș vrea să ies afară, pentru că noi afară e foarte frumos și îl nins până acum așa de tare. E tare fain. Așa că să mergem. Deci, eu am plecat la magazin. Astăzi este ultima zi a mea acasă din săptămâna asta. Și cam așa.
Eu acum mă gândesc numai la rețetă, deoarece arată foarte puțin. Și o să vedem ce o să trebuie. Uitați-vă ce frumos la mine afară. Mamă mia! Mătă. Și-mi place cum scârții pe picioare, da? Ce frumos! Frumos de tot! Nu să stângeți țigările când le puneți la gunoi. Ia, pe ce înseamnă? Dacă aș fi avut ceva, măcar niște o mână de pus. Iese din care faci babi zăpadă. Uitat că ne îngheța mâine din cauza la cuiva care nu s-a stâns gata, că eu nici nu fumez, dați în pace. Mulțumesc. Îmi place așa. Trebuie să-i folosați să-mi găsați cu smisanii, să mă cătăie puțin. Doamne, uitați-vă cât de frumos ninge, pur și simplu. Nu știu, nici camera nu le dai că ninge afară, de fapt ninge. Eu dă numai o mătă care iese. Eu am hotărât să nu aștept tramvaiul. Am mers o stație până la magazin. Zic, dă să merg pe jos, să simt puțin din soare asta, să simt un pic. Frumos. Am ajuns. Sunt o pe zăpadă, deja așa frumos trece la mine pe păr. Bună seara! Bună seara! Noi deja am încercat rețeta mea, doar că Vasiu a rămas să-și filmeze rețeta lui, el încă nu știe ce, dar trebuie să, până mâine, trebuie, numai că mâine cel târziu trebuie să filmăm. Pentru că deja trebuie să postez video ăsta, deja două zile zic că tot îl postez și nu mai postez. Noi deja am încercat-o pe mea, reacția noastră, o să o vedeți, desigur că în challenge, eu nu vreau până ce să spun nimic. Și noi ne ducem să filmăm câteva reels-uri, ne-a venit câteva idei, plus la tati la noi afară un nis, nu ce măleacă să tragi măleacă de aer curat, dar am impresia cu nis, dar Sara o dat un fel de lapăviță, nu? Parcă așa mi s-a părut. Și cam așa, ieșim la primăveric. O, Doamne, dar și din tuneric? Fără-i noapte, noapte. Dar la Douglas și-ai fost și ceva? La Douglas ne-a luat ăsta. Ai, am uitat să vă arăt ieri. Ne-am luat ăsta, carabinoi, de la Ordinary. Am înțeles că e foarte bun, anume pentru că la mine pe față sunt probleme astea. Ai să știi pentru ce? Pentru porii ăștia care când spargi coșul, știi, și ți zici cum la mine, da, da, știi? Da. Apoi și el ca și când te ajută să vedem. Și am ieșit. Degeaba, uitați-vă și frumos! Uite, așa trebuie să faci, pui, fac două fragmente. Tipa, alo, și apoi, și ești, eu am înghețat. Și apoi, tipa, tu pui din fragmentul ăsta când spui tu că... Hai că încă 3 minute și ies. Și bun, hai, dar încă 3 minute, știi, adică trebuie să le... Da, 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 am înțeles. Apoi, să nu uităm cum să facem. Ieși, frumos! Ce frumos! O, dar iar am ajuns la blocurile astea și cu vent. Dă-ți nici mai acolo. De pice că uite, noi ieșim așa pe spate. Haideam. Haideți că așa noi așa de curent. Da, pe la locurile astea n-am ce fac așa. Și am mâna lupului. Ce magazin, dar uite pe geacă. Da, eu tot pe jos am venit, n-am așteptat tramvaiul. Ar suntem în Moscova. Dar spui dimineața vopșe când... Am ajuns într-un părculeț. Vezi că ai ceva să faci. Oh, eu ce statuie aici. Ce frumos!
Ce frumos! A, ce făcăși în familie! Cutielea! Uite, și-a lăsat mână cu tine! Uite, și acolo motociclu! Uh, tăi, și clasnă! Ia, Iviri! Mă vreau asta pe класный, да? Дети, братья мои, я вам после штатив в рамках гад. Вокруг только шут, спиманите меняться. Я приготовила вас и приняла мука. И я покурал лабка 3, кому стрельстот. Și eu zic că n-am tribună, Vasi deja doarme, vă mulțumim că ați fost cu noi și în această seară și noi vă zicem noapte bună și numai bine. Ne vedem mâine. Pa, pa, pa.